Așa cum a promis, conducerea primăriei va vira din bugetul local 300.000 de lei pentru începerea lucrărilor de reabilitare a ultimului tronson din clădirea spitalului nou, tronson care nu a mai putut fi reabilitat din cauza faptului că unitatea ar fi trebuit să oprească o serie de investiții. E vorba de o sumă de 300.000 de lei pe care noi am prevăzut în bugetul pentru anul 2017 și în cele ce urmează spitalul trebuie să demareze procedura de licitație pentru reabilitarea și ultimei părți de fațadă și pentru izolarea termică a acestei. Reabilitarea ultimei părți a tronsonului Spitalului Roman va rezolva și o parte din problemele de încălzire ale unității sanitare, care va reuși astfel să economisească agentul termic, ceea ce va aduce economii substanțiale în bugetul unității.